Gata, au plecat Maria și Antonio la hotel în seara aceasta. A dat repede fuga Diana, anemona. Îi spuneau la revedere Mariei, îi striga Diana, pa Maria, aveți grijă, protecție. Apoi s-au întors în bucătărie, a venit Cătălina, le-a arătat fetelor ce are pregătit pentru petrecerea de diseară, le-a arătat rochița, apoi voalul. Diana spunea, așa era voal din acesta, pe vremuri așa se purta. Spunea Cătălina că o să-i facă Vlad și un coc, se amuzau foarte tare. Are Cătălina acolo și pufuleți din aceia care se pun la mâna domnișoarelor de onoare și era foarte încântată și anemona și Diana. Zicea că are pentru toate fetele, pentru domnișoarele de onoare. Apoi a scos Cătălina și un papion, bretele pentru Vlad, avea și o diademă pentru părul ei. Cu siguranță va fi o petrecere frumoasă, a zis că se va organiza în livingul fetelor. Abia aștept să văd petrecerea de diseară.